început în Statele Unite, în anii 70, în San Diego, când mai mulți pasionați de pește salate au hotărât să se întâlnească la un hotel acolo. 20 de ani mai târziu, în anii 90, deja era un fenomen de masă în America, care acum ești un pit, mă? A devenit băut? Ce dracu faci, mai băut? Ce dracu faci? Ești băut, e sens unic. Eu stocolesc? Nu. Nu, aici stau. Lasă-ți. Ești nebun. Ești nebun. Din Arrow îl joacă pe Deathstroke. Gric, este Manu Bennett. Robert Knepper vine, care este Prison Break. Știi sigur. Cel cu buzunarul. Fără bărăi, se taie bărăi. Osric Chow, Kevin Grant. Există conexuri cu Prison Break? Știu, nu cred, dar face parte din cultura asta. Este asta. Aha, deci se extinde, practic. S-a extins foarte mult, a început de la comic books în anii 70 în America. Acum s-a ajuns să fie o cultură pop culture, geek culture, unde putem... Eu să dau în spate, eu pot... Și, bineînțeles, filme și serii. Te dai în spate frumos, de unde ai venit, hai! Care-i problema ta? Așa.